Este zi de doliu național în Republica Moldova. Astăzi i-am spus adio lui Ondruță, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori basarabeni ai secolului. Maestrul își va adormi somnul de veci acolo unde și-a dorit, la Soroca, sub lumânarea recunoștinței. Monument construit la inițiativa lui. Secriul cu Ion Druță a ajuns la Chișinău noaptea trecută, după un zbor cu escală prin Yerevan. De la aeroport a fost dus direct la Teatrul Național și urcat în scenă pentru un ultim spectacol, cel al despărțirii. Pe ecranul de la Căpătâi au fost rulate fragmente din piese de teatru a lui Druță. Ion Druță a știut să creeze un univers, o lume care seamănă cu noi, chiar cu noi. Personaje memorabile, chipuri vesele și triste. Sute de oameni care l-au cunoscut sau pur și simplu admiratori ai creației au venit să-i aducă un omagiu. Artiști, politicieni și oameni simpli au făcut coadă la sicriul regretatului. Noi am crescut cu Druță, noi l-am admirat, noi l-am respectat, marele Druță. Întotdeauna când facem o excursie înspre Soroca, lunare care este și ultimul cuvânt al marelui Druță, într-adevăr, încă o dată ne-a demonstrat cât de mult își iubește țara. Am pierdut o personalitate a neamului și nu știu dacă vom mai avea asemenea scriitor cu niște romane extraordinare de povață pentru neamul nostru. Este o pierdere pentru cultura noastră. A plecat o epocă, dar a rămas în sufletele noastre, a rămas în cărțile, a rămas în piesele de teatru. Conducerea Uniunii Scriitorilor afirmă că Ion Druță ne-a lăsat în urmă un adevărat tezaur. Ion Druță a lăsat o moștenire, a lăsat o operă vastă și diversă. De opera lui vom beneficia cu toții, noi, cititorii de astăzi, dar și, cu siguranță, cititorii de mâine. Conducerea țării a fost reprezentată la ceremonie de președintele Parlamentului, care a lăsat să se înțeleagă faptul că a citit opera lui Druță. Fiecare familie sau fiecare neam, cum spun eu noi, puteți să regăsești câte un personaj sau câte o situație scrisă în romanele maestrului. Ne-a lăsat o operă nemaipomenită, mai bine ca să se prezinte poporul nostru în lume, n-a făcut-o nimeni. A plecat de pe scena Teatrului Național scăldat în aplauze. După prânz, cortegiul funerar a ajuns la Soroca, pe dealul de lângă lumânarea recunoștinței, acolo unde scriitorul Ion Druță își va dormi somnul de veci. Mi-a povestit un domn care a fost aici împreună cu maestrul Ion Druță și se zice că mai nu știa unde să facă lumânarea recunoștinței, unde să o ridice și domnul unde face, da, eu am să arunc pălăria, fac și eu cam povestea și ea. Arunc pălăria și unde va cădea pălăria, acolo va fi și monumentul. Zis și făcut. Dumnezeu să-l ierte că a fost un om foarte bun din toate punctele de vedere. Ion Druță s-a născut pe 3 septembrie 1928 la Horodiște, Soroca, în prezent raionul Dondușeni. Printre cele mai cunoscute opere literare ale acestuia se numără Povara bunătății noastre, Frunze de dor, Clopotnița. Pentru activitatea sa, Druță a fost apreciat cu înalte titluri, precum cel de scriitor al poporului. Membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe a Republicii Moldova și premiul Constantin Brâncoveanu, secțiunea Literatură.